Doamne ajută! Salutare internet, bună seara tuturor, suntem aici în direct pentru voi. Pentru că suntem în lockdown, am zis să nu ne oprim în izolarea asta și să stăm la o bere. Avem amândoi corona, la mine nu se vede neapărat că eu sunt între Da. norișori. Sunt aici cu omul meu Dan. Dan, fă cu mâna. Salutare internet. Și ce o să facem noi aici e că o să efectiv stăm de vorbă despre vrute și nevrute. Practic eu nu știu ce o să-mi zică Dan, el nu știe ce o să-i zic eu, pentru că amândoi suntem destul de curioși și stăm pe internet și cotrobăim și găsim chestii care ni se par interesante, pe care oricum le-am povestit unul altuia la bere, așa că exact asta o să facem aici, doar că încercăm să o facem pe internet, nu? Da, exact. Mi-e foarte dor de aceste momente în care stăteam la bere și îți mai povesteam lucrurile random pe care le-am citit, așa că, știi, Păi avem hai, de dă-i mână. drumul. Voi începe eu, nu? Nu? Ah. Punce niște bere și te ascult. Ia, ce-ai pregătit pentru mine azi? Ai făcut conspect referat? Am făcut un conspect, sper că este destul de sumar. Păi, uite, m-am gândit că tot ne-am propus să bem o bere Corona. Povestea mea este despre Corona, Mexic, Serios? da, și despre nemți și secte creștine dubioase. Și cumva, într-un mod dubios, se vor lega lucrurile astea, știi? Wow. Da, Ok. exact. Bine. Da, am vrut să fac un pic de trolling, așa, să spun că astăzi voi vorbi despre Corona și nu despre coronavirus. Ha-ha! Mi s-a părut că e o glumă de prost gust, așa, știi? Așa ca să rămân la și totuși ai făcut-o. făcut-o, exact. Așa. Da, păi povestea mea începe de la berea Corona, care citind la un moment dat despre ea, am aflat că de ceva vreme este în top 10 beri băute lume. Nu știu dacă știi asta. Mie mi se pare Cât? Nu știu. că în 2018 era pe locul 2 în lume. Ceea ce mi se Mie parcă îmi zicea Tudor că au scăzut super mult vânzările de când cu coronavirusul la Corona. China, de fapt, unde China se bea multă Corona, se pare, adică au scăzut la ordinul sute milioane de euro, de dolari vânzări. Dar bine, topul meu era în 2018, acum nu știu cum va fi în continuare. Dar asta m-a dus mai departe la gândul că Mexic are o industrie foarte mare a berii. Nu știu dacă. Adică, personal, nu mi se pare un lucru așa la. Nu să zic, la îndemâna, nu vreau să spun la îndemâna. Mi se pare un lucru ușor de văzut, știi? Nu, când te gândești la Mexic, nu te gândești la bere, mi se pare, în afară de Corona. Și citind despre asta, am văzut că Mexicul, în momentul ăsta, este cel mai mare exportator de bere din lume. În fața Olandei cu de două ori, da, exact. Mexicul. Da, Mexicul. Adică are de două ori mai multă piață de export decât Olanda, care exportă Heineken. Da, este fascinant, nu? Ok. Păi și Germania? Germanii n-au și ei, că ai zice că Germania. Genul ăsta e ceva, ordinea e Mexic, Olanda, Belgia și apoi Germania, ceva de genul ăsta. Da, exact. Cerveza. Cerveza beer. Le Nu, place. made in Mexico, undeva pe aici, pe etichetă. Așa. Da, mă. E. Astea-s beri de alea, mainstream, nu știu, ne prostim noi cu berile mainstream. Exact. E o piață mare, exact, dar de bere mainstream. Și asta m-a făcut să mă gândesc, de ce naiba are așa, o știi? De ce are o industrie atât de mare? Adică m-am uitat un pic la istoria berii în Mexic. Și pe lângă industrie, are și o cultură a berii foarte interesantă. Adică, de exemplu, ideea, știi, de a pune lime-ul în Corona sau chestii de genul ăsta. Toate chestii sunt chestii de marketing venite din Mexic. By the way, am aflat cu ocazia asta că este doar o chestie externă, nu e și în Mexic. Nu se pune lime. Adică e un gimmick de marketing al lor. Da. Da. Da, dar pe lângă asta are și niște faze foarte interesante, adică culturale cu berea. Unul ar fi, aș vrea să-ți arăt o poză prima oară. Primul ar fi chestia asta. Este berea Michelada. Ce asta? Este o combinație dubioasă de bere, de obicei genul ăsta de beri cum sunt Corona, știi, așa destul de light, cu lămâie, sare, tot felul de sosuri picante și cu încă niște sare așa, cu tot felul de spice-uri pusă pe margine, știi? Și cu gheață. Parcă am mai auzit, da.
E foarte gustoasă treaba, nu pare, adică pare destul de dezgustător la început, știi, pentru că ai sosuri picante în ea și na, nu e un lucru la care te gândești. Și are și variante care mi se pare destul de fascinante. Într-una pui sos Worcester, așa, și alta pui o chestie numită Clamato, care este treaba asta. Este un sos de roșii, care și el are spice-uri în el și un fel de fiertură de scoici. De unde și Clamato, clams, știi? Da, exact. Nu pot spune că am încercat, dar aș încerca, știi, dar de ce nu? Clar, da, nu sună prea bine, dar hai să încercăm, sigur. Pare interesant. Și, ok, cultură, dar industria berică, cum de a ajuns de mare, știi? Și am ajuns la faptul că berea a fost adusă în Mexic de germani. Pentru că, o să pun această poză clasică, pentru că, și poza asta sunt, de fapt, din ce am googluit, sunt germani din Texas. Ah, wow! Adică în stat era foarte multă imigrație din Germania și mai ales în Texas. Da. A fost un război între Mexic și SUA, pe care SUA l-a câștigat, iar acești germani au emigrat mai la sud și mai mult în interiorul Mexicului. Și bineînțeles că au dus cu ei multe chestii culturale, știi, inclusiv berea. Asta este o filieră de imigrație. Alta, la un moment dat, au avut un rege austriac, numit împăratul Maximilian, acest tip. L-am vrut să ți-l arăt. Și tipul ăsta, adică, legenda spune că nu călătorea fără berarii lui. Wow. Adică a dat tot timpul doi berari, da, cu care călătorea. Și el a încurajat migrația tot la fel din Germania, știi? Din nou, au adus bere. Știi? Cam asta ar fi filiera berii. Interesant mi se mai pare că pe lângă bere au adus și acordeonul în Mexic, care e foarte folosit în niște stiluri de muzică din nordul Mexicului, acum foarte mult. Din nou de la nemții de acolo, știi? Și citind despre treaba asta, migrația din Europa, am ajuns la un alt grup care mi s-a părut super interesant, numit menuiți, sau menoniți. Nu știu exact cum se pronunță română, menonite în engleză. Aceștia. Ah, wow. Pe cui vezi, okay. Amish, adică și chiar sunt din aceeași subgrupă creștină, numit anabaptiști. Această sectă are niște credințe foarte particulare. Se bazează pe un anumit pasaj din Biblie care spune că nu trebuie să depui jurământ. Ceea ce îi face să nu poate, adică să refuze să intre în armată, că da, depui jurământ, să nu se implice în politică sau în orice lucru, orice guvern, știi? Pentru că, din nou, trebuie să depui jurământ. Adică și au stat întotdeauna foarte izolați, adică asta îi ține foarte izolați. Și au fost foarte prigoniți oamenii de-a lungul timpului. Adică am citit un pic de prigoana lor. Ei sunt, de fapt, undeva în nordul Germaniei, graniță cu Olanda, în zona aia, vorbeau și o anumită limba lor. Au ajuns prin Rusia, au fost goniți de acolo. La un moment dat, rușii au gonit, tot la fel, ca aceeași motive. Bă, dacă nu intrați armată, nu contribuiți cu nimic, nu prea avem de ce vă ținem. Au ajuns în Canada. În Canada au stat ceva vreme și guvernul canadian la un moment dat îi forța să învețe engleză, că la fel vreau să integreze în sistemele lor. Nu le-a convenit acest lucru și au fugit din nou. Și alt loc care i-a acceptat a fost America Latină. În mare parte Mexic. Și aici ne întoarcem la Mexic. Aha. Da. Și au pus să facă bere sau ce? Nu, aici legătura mea cu bere a fost doar că sunt de etnie germană, știi? Și vorbesc o limbă germană, vreau să-ți mai arăt. Și au ajuns, tot la fel, trăiesc în niște comunități izolate, în continuare trăiesc acolo. Nu au mai plecat. Arată așa, adică o combinație de cowboy, după cum vezi, știi? Excelent. Miș, cam așa. Nice. S-au adaptat. Exact. Și satele lor, nu, unde erau, vreau să-l... Satele lor arată așa un pic ca Germania în deșert. Știi? Da. E o combinație foarte dubioasă de... Da.
Mai aveam pe aici niște poze, stai, unde mai găsi. Și vezi, și blonzi cu ochii albaștri, dar cowboy, știi? Eu... Practic e o reclamă la oul Kinder, varianta Texas. Da, știu că germanii erau, adică sunt mai, nu știu, mai răspândiți decât ai crede. Știu că îmi zicea Codru la un moment dat că germana a fost cât pe ce să fie limba oficială a SUA, aplicat la câteva voturi distanță. A, da? Da. Adică puteau să vorbească toți acum germană. Nu știu cum. Erau mulți acolo, evident, și aveau influență în... Cu cazul ăsta am aflat și eu, da, că erau mulți în state mai ales, știi? Dar bineînțeles, stai seama că se răspundea. Mexicul e, de exemplu, e parte din America de Nord, știi, geografic. E, na, au o graniță comună, n-a făcut să nu se răspundească. Da, una e Texas, alta e Mexico, alta e SUA, Texasul e foarte... Da, da. Dar a făcut parte... Știi și un pic despre război recent. Așa. Cred că aici se oprește povestea mea. Aici am vrut să ajung la acești nemți de deșert, cum ne spune. Mm-hmm. Și legătura lor cu imigrația și pornind de la corona. Și cu ce s-o fac la o gură. Da, eu, ok, habar n-aveam. Nu știam de Mexic și industria berii și corona. Nu m-am gândit niciodată că Mexic e number one. Și cu atât mai puțin, nu știam de cum ai zis că îi cheamă menoniți. Meniți. Cum? Menoniți. Menoniți, așa, da. Menoniți. Sună ca un monolit, așa, ceva foarte. Sună un pic biblic, așa, știi? Da. Măi, eu sunt pe freestyle așa un pic, adică mă întrebam când am vorbit de prima oară să facem treaba asta, despre ce să vorbesc, și am intrat pe un site random, ăla cu New Old Stock Photo, și am văzut acolo o poză cu random, cu un vas în larg. Și mi-am adus aminte de un film pe care l-am văzut și care mi-a plăcut, nu știu dacă l-ai văzut, The Boat That Rocked, îl știi? Cel cu Radio Pirat? Ceva? Uh-huh. Dar nu știu că l-am văzut sau doar am văzut trailerul, una din două. Ei bine, despre asta este TED Talk-ul meu de azi. Subiectul Pirate Radio. Deci filmul, da, se chema The Boat That Rocked, în restul lumii, în state, că tot vorbeai de state, l-au făcut și mai evident, i-au zis chiar The Pirate Radio sau ceva, să fie clar. Chiar și așa n-au avut succesul scontat, adică a costat mai mulți bani decât au făcut după ce a ieșit filmul, deci n-a fost prea bine primit. Am văzut că pe IMDb avea 7 ceva din 10, mă rog. Dar... Asta m-a îndemnat să sap și un pic, să văd ce e cu aceste radiouri pirat și, mă rog, dacă te interesează, îți pot povesti mai multe? Te rog, sunt foarte curios, chiar vreau să spun că mi se pare, nu știu foarte multe despre radiourile pirat, decât ce filmul ăsta și ce ții minte de la noi, cum prin anii 90, așa, ce-am mai dat pe da, sau. Da, ții minte că mai prindeam și noi, exact, radiouri pirat și am mai vorbit și noi să ne facem radio și cred că la un moment dat ziceam să emitem și noi așa din mașină. Dubă de criminal. Știi cum, cu ce asemăn eu asta? Cu, adică am văzut un documentar, evident. Am văzut un documentar de oră făcut de Rodney P, o legendă în UK. Nu știu dacă îl știi pe Rodney P, dar dacă îl vezi, sigur îi recunoști fața. O să vi-l arăt la, mă rog, arăt cum se cheamă la final. Da, și povestește el despre al doilea val de Pirate Radios care a cotropit UK-ul prin anii 80. Mă rog, 70-80, primul a fost prin 60, așa mai ca lumea. Vin imediat și cu istoria, dar ce vreau să zic e că mi se pare că seamănă foarte mult cu mișcarea asta pe care am avut-o noi în România cu rețelele de cartier, din care ai făcut și tu parte, ca să zic așa. Da, interesant. Da, adică ar trebui să facă cineva un documentar și despre asta, frate, că s-au mufat niște chestii acolo, cu tehnologia, cu contextul social, cam așa e și documentarul ăsta, le pune în context cumva. Aha. Mă duc de parcă, am vorbit cu la un moment dat cu tipă o reporteriță despre asta, despre rețele de cartier, adică... Ai dat interviu? Da, și m-am propus singur pentru interviu. Dar, excelent. Da, da. Da, mă, ce părere ai tu, Dan, despre BBC? Despre BBC? Da. Am o părere destul de bună, a zice, adică mi se pare că fac jurnalism destul de calitate. Chiar dacă un pic conservator câteodată, cel puțin pe canalele principale. E proper, e British, e ce trebuie, e un standard. Este... Dar mi se pare că te duci la, nu știu, sau cel puțin la radio și la alea mai cu numerele mai ridicate, știi? Radio 6 și așa mai departe. Găsești foarte multă muzică de calitate, știi? Interesant cum ai ridicat la fel următoarele replici.
Pentru că tineretul din anii 60, dacă primea această întrebare, ziceau că BBC e de căcat, deci lor nu le plăcea deloc și commercial radio nu exista, aveau ăștia monopol, știi, deci erau doar, mă rog, nu aveau doar ei monopol, mai erau vreo două stații așa prin Londra, dar în principiu băgau ABBA, știi, la radio. Aha, am înțeles. Adică n-aveau și eu muzică de ascultat ca lumea și așa au apărut astea, Pirate Radio, și de-aia e mișto filmul ăla de care ziceam că prezintă vibe-ul un pic cum era. S-au inspirat, n-au fost ei primi, s-au inspirat de la olandezi, iată că ai vorbit de ei mai devreme, că au avut și ei, dar da. Au fost primi cu, ok. Olandezii și suedezii, de fapt, a fost și o navă pe care au topoștit-o, au fost mai multe radiouri pe ea, cea mai faimoasă e Radio Caroline, care s-ar putea să fi fost numită așa după fica lui Kennedy, pe care o chema la fel, dar sper să nu aberez. N-am investigat atât de mult. Mă rog, o grămadă de trivia aici, da? Și da, practic, schema era că ei se duceau în apele internaționale și emiteau, că se foloseau de un loophole din lege și nu puteau să-i amendeze. Evident că au schimbat legea, i-au făcut ilegal prin 67, au rezistat vreo 3 ani și ca răspuns direct la treaba asta, că practic era o nevoie, da, nu era acoperită, adică oamenii vreau să asculte alt gen de muzică, alte genuri în afară de ce băga mainstream media, e lupta asta dintre underground și mainstream mereu, fix ca răspuns direct la asta au făcut BBC Radio 1. Aha. Că ziceai tu de Radio 6 și nu știu ce, da, deci după Pirate Radio, asta a inspirat BBC Radio 1 și au luat mulți DJ de acolo care după aia au băgat la Radio 1. A, da? Sunt da, din frate. DJ pirați? Ca sunt pirați, arr! S-au înțeles. Mulți dintre ei și-au lansat care și Pete Tong, dacă... A, da? Pe Pete Tong, dar da, și el a fost acolo. Adică dacă te nimereai să fii acolo în contextul ăla, cum ai fost tu cu rețelele în 90, o să fii și tu legendă, zic. Ok, e bine. Trebuie, da, să-mi, bine. Cosmin, trebuie să-mi găsesc momentul. Asta era în anii, ți-am zis, 64, parcă erau ăștia. Sunt acolo tot felul de povești. Ar trebui să vă arăt poze, nu? Să fac și un screen share, ia să vedem. Da. Dacă mă descurc cu această tehnologie. Cred că mă descurc. Bănuiesc că se vede ceva pe aici, se vede zoom-ul, că suntem pe zoom, da. Asta e filmul de care ziceam. Aha, ok. Eu mă uit în dreapta, că am un monitor aici, da. Deci e posterul din State Pirate Radio, dar el se cheamă The Boat That Rocked 2009. Este și cu Philip Seymour Hoffman, dacă îl mai ții minte, care a murit și el. Ne-am, rip, rest in peace. Rip. Așa, niște poze de pe un articol, evident pe BBC acum, na? E, dar s-au luptat cu ei destul de mult, adică, na. Filmul prezintă un pic și asta. Dar vreau să BBC Radio 1, adică BBC Radio 1 era... Încă un post de radio? Nu e cel original? Nu e postul lor original de radio al BBC-ului? Sau radio? Exista BBC, British Broadcasting Corporation, și după aia au făcut un nou post de radio, BBC Radio 1, ca să bage muzică de pirați. Am înțeles, ok. Da, aici povestește cum au racolat ei un inginer suedez ca să lucreze pe partea tehnică, că era și multă tehnologie, că era un inginer de sunet și, cum a sabotat ăsta altă navă pentru care mai lucrase el ca consultant și nu l-au plătit ăia, a fost, cu show ca de obicei. Da, bun, ia să vedem, așa arăta. E vasul din film? E același? Băi, din film, filmul e o ficțiune. Se zice că a fost inspirat de acest Radio Caroline, sau Caroline, că era cel mai popular, dar ăsta e vasul adevărat din lumea reală, ăla din film e alt vas. Ăsta e unul dintre boșii de acolo și asta e o hartă care arată niște puncte în care erau multe vase, după cum vezi, multe erau strânse pe aici. Dar să emit în Londra, da. Da, exact. Dar Caroline ăștia aveau și unul în nord și unul în sud la un moment dat și ăștia mai emiteau și de pe niște chestii lăsate în urmă de armată după al doilea război mondial, adică nu doar de pe radio, știi? Cred de că pe vase. Buniile alea. Ce? Eu am mai văzut niște poze cu structurile alea undeva. Da. Lor. Practic, uite, așa arătau nebunile. Foarte interesant. Radio 390, Old Army Fort, nu știu ce. Da, mă, și asta ne aduce în prezent și documentarul ăla, nu vreau să fac prea multe spoilere, nici nu știu cât timp am mâncat deja, cred că am mâncat, cred că deja suntem pe lângă timp. Este ok, este foarte interesant ce spui aici, așa că vreau să aud unde duci. O să vă las documentarul ăsta cu Rodney P., dar până ajungem acolo, ia să vedem dacă se mai...
Da, uite, așa și le ascundeau, practic, în cutii de biscuiți aveau aceste transmițătoare. Aha! Era un joc de șoarecele și pisica. Deci ideea că după aia i-au făcut pe ăștia ilegali, au schimbat legi, da? Și nu mai puteai să fii în ape și oamenii ce au făcut? S-au mutat pe uscat, normal. Și s-au urcat pe blocuri și au pus antene, au devenit din ce în ce mai șmecheri. Exista DTI-ul, Department of Trade and Industry, sau ceva care tot urmărea. Ăștia pirații erau mereu înainte. Era și perioada în care venea Margaret Thatcher la putere. Mm-hmm. Era și o perioadă cu mult unemployment pe de-o parte, dar și cu multă privatizare pe de-altă parte, ce a dus ea. Deci toți băieții ăștia aveau să fie antreprenori, știi? Mm-hmm. Și problema lor era că black culture, cultura negrilor, nu era reprezentată deloc pe mainstream media. Erau niște cluburi mișto în care se mai băga niște muzică de negri, dar toți DJ erau albi și toată lumea de-o era la fel albă. Și pe ăștia nu lăsau să intre, știi? Așa că, da, băieții s-au supărat și au făcut la un moment dat DBC, The Dread Broadcasting Corporation. Excelent. Și, mă rog, a început o întreagă nebunie. Aveau super mulți ascultători, au trecut de milioane. Ăștia mai răiduiau, dar nu aveau ce să le facă prea mult, că legea era iarăși în urmă. Puteau doar să se uite la aparatura lor, să o inspecteze, dar nu puteau să o confiște. După aia au tot schimbat legea, da. Au tot schimbat legea și puteau să și confiște. I-au speriat la un moment dat că puteau să le confiște muzica. I-au momit la un moment dat că hai că vă dăm licență. Ăștia au ieșit din emisie, au închis radio pentru vreo jumătate de ani. După aia au dat țeapă, n-au mai dat nicio licență. Adică a fost o întreagă luptă de asta. Și la un moment dat s-a scuțit lupta și între ei, se sabotau între ei ăștia cu pare trei de eu, că devenisele destul de populare. Evident că totul era pentru bani, că oamenii vreau să facă și bani, să fie antreprenori la început, aia DJ nu erau plătiți, puneau și ei și își mai promovau gigurile. Era Sfânta Treime a cluburilor, pe de-o parte, și a record store-urilor, magazinele de viniluri și radioul. Era un conglomerat care unea această cultură. Despre ce muzică era vorba, evident, am zis, muzică de negri, dar asta implică și, nu știu, jazz, funk, soul, evident, hip-hop, James Brown, au zis și de James Brown, mult reggae de acolo, de pe aia, mă rog, da. Îți mai zic? Eu sunt foarte interesat, nu știu unde, cum stăm cu timpul? Cu timpul stăm prost, dar nu contează asta. Nu, te rog, mă rog. Ideea că până la urmă au învins, dar au și înfrânt, știi? Adică, nu știu cum să zic, au devenit destul de populare, erau câteva posturi. Evident că există pe internet, să vă mai arăt aici niște chestii, pe screen share. Acest LWR era London Weekend Radio, că a început, emiteau doar în weekend sau doar o zi, după aceea au crescut emisia, mă rog, au progresat frumos. A progresat și tehnologia, au trecut de pe unde medii, pe FM, se auzea mai bine. Uh-huh. La un moment dat își păzeau astea cu pâte de pe clădiri, antenele, că se mai sabotau și între ei. Era super nebunie, îți dai seama ce era pe acolo, căutau locurile cele mai înalte. Era și un război de PR la un moment dat, au început să facă ăștia propagandă că vai, interferează frecvențele lor cu ambulanța și cu serviciile astea de urgență, sau că sunt răi și bat oameni de la guvern și că opriți, adică i-au mânjit un pic. S-au înțeles, tot noi o campanie de mânjire, nu? Da, dar nu vreau să dau prea multe spoilere, că e super mișto documentarul ăla și doar de oră și explică foarte bine și are un soundtrack foarte bun. Vreau doar să mai arăt câteva poze, dacă e, ca să ne facem un... să intrăm un pic în vibe. Da, erau tot felul de party-uri legale, na, se închideau fabrici, oamenii veneau, luau fabricile, făceau party-uri, cunoaștem. Le rave-uri... Exact, practic asta a inspirat mișcarea rave de după aia. Da. Aceeași idee cu fabrici închise, nu locul părăsit unde puteai să... Uite și tu la asta, zici că e Charlie Sheen, frate, care face photobombing, nu? Seamănă un pic. Cura fața albă din magazinul ăla, nu știu cum se... Da, exact, n-am observat. Groove Records, tot felul de party-uri, în fine. Ia să vedem ce mai avem pe aici, alte poze, unele se repetă. Da, mă rog, atmosfera aia pe care o regăsai și în New York, erau mulți oameni care au fost și prin New York și au venit aici să bage și ei să inspire. Deci un timetable. Ternice cu statele, noi că oricum Anglia a avut întotdeauna, nu? Și s-au influențat cultural destul de mult una. Chiar și la nivel politic, doamna Thatcher era cu domnul Reagan, da. Așa este, așa este. În acea vreme. Și domnul Johnson este cu domnul Trump în aceeași categorie, nu? Iată, o tradiție bună. Da. Da. Kiss FM, frate, dacă îți vine să crezi, era unul dintre cele mai populare radiouri. Kiss FM, așa este. Nu știu dacă are legătură cu ce e acum Kiss FM. Da, nu pare avea, dar...
Mă rog, long story short, au luat și eu țeapă de asta cu licențele, că s-au dat vreo 2-3 țepe cu licențele, în sensul că ei tot ziceau că deschidem să vină toată lumea să-și ia, dar după aia au licențiat un radio de căcat gen Jazz Radio, adică din ce voia tineretul. Dar până la urmă și-au luat licență și chiar au devenit mainstream în timp că trebuiau să facă bani și s-au comercializat și au uitat de unde au plecat, nu mai erau... Nu aveau street credibility, nu mai știau ce edgy, ce cool și au apărut alte radiouri din ce în ce mai... Adică ideea că cred că și azi încă mai sunt radiouri pirate pe aia pe acolo. A, da. O tradiție. Da, da, da. Deci, da, vă recomand să aprofundați un pic subiectul și o să închei și eu cât de curând cu alte poze pe care le-am mai găsit pe internet. Sunt o fel de articol ăsta pe Red Bull aici. Îmi place, asta e mișto, cum arăta un studio. Îți explic aici care este maximum output from mixer is the second red light on mixer. If you want it louder, turn up the amp, not the gains or master. Aha, îmi place, eu explic simplu. Vrei mai tare? Tech support, da. Da, mă, și s-au afirmat, oamenii s-au lansat, a fost frumos. Poza aia de mai asta? Nu, cel mai devreme cu volumul. Așa. De pe Red Bull. Vezi, spune ceva de MySpace page și apoi Facebook pages. Dragul știe ce. A, dar da, păi probabil că era ceva și MySpace-ul atunci. Asta nu știu de când e. Ice Cold FM. Habar n-am. 1980s. Păi nu, n-avea cum. Dacă așa pare, frate, MSN shouts. Da, oamenii aveau, în anii 90, aveau și pagere și dădeau shout-uri prin pagere, am mai tot citit. Nu știu de când era cofi poza asta. Poate e din early 90s, poate ne introduce early 90s. Shout-out prin pager, mi se pare super tare. Da. Așa, da, pe asta am mai arătat-o. Astea sunt tot alea cu offshore-urile, ca să zic așa. Termenul de offshore are alt înțeles acum. Exact. Și cam asta ar fi. Cam asta am avut de prezentat pentru astăzi. Poveste, mi se pare foarte tare. Adică știam ceva, cred că am văzut și filmul, dar nu am intrat niciodată de mult în adâncime pe cât ai intrat. Și nici n-am văzut vreun documentar, știi? Băi, nici eu n-am intrat foarte mult în adâncime, dar o să dau link la asta cu Rodney P, că e super tare, adică o să-ți placă și ca muzică, na, te rog, și pap. O să ardem, o să-l punem în descriere. Bun, păi cam asta ar fi atunci, nu? Da, exact. Se termină pilotul nostru, e primul episod. Asta a fost pilotul nostru. Dacă vă place, nu știu, spuneți-ne cumva, veți avea cum. Și atunci, până data viitoare, nu? Da, o să te pun pe Facebook, Dan, o să te fac de râs acolo, că tu n-ai Facebook. Bine. Asta este. Bine, pe data viitoare. Salut, pa, pa.